Încă știu și astăzi să le facă. Cine ți-a făcut împletitura asta, Alina? Mama, și vreau să mulțumesc pentru că întotdeauna are răbdare să mă împletească. Cât durează? Cam 5-6 ore. 5-6 ore. Iulia, ce zici dacă vreau să le fac și vreau să facă împletitura? Nimeni nu ar reuși. Nimeni nu ar reuși să-ți facă așa ceva. Așa este. Felicitări, doamnă, felicitări pentru tot ce faceți dumneavoastră. Și de bucurie pe domnul Alexandru Cucla, care a primit început are o surpriză pentru doamna Maria Budace și pentru dumneavoastră toți. Așa cum sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră știți, Maria Butaciu aparține Ținutului Năsăudean. Noi, cei care locuim în acea parte de țară binecuvântată de Bunul Dumnezeu, Ținutul Năsăudului, orașul care a dat cei mai mulți academicieni acestei țări, suntem mândri că Maria Butaciu ne-a dus de 50 de ani în lume cântecul zămislit în sufletul țăranului român din această parte de țară. Drept recunoștință pentru tot ceea ce dumneaei a făcut, vreau să aduc mulțumirile locuitorilor Ținutului Năsăudean pentru toată activitatea desfășurată în slujba promovării folclorului autentic, adevărat, a creației neasemuite a țăranului român din această parte de țară care este Năsăudul. Să-i dorim multă sănătate, să-i dorim în continuare cântece frumoase care să ne mângâie sufletul lor de câte ori le vom asculta și drept recunoștință avem câteva însemne din partea unor instituții din județul Bistrița Năsăud, alături de grupul instrumental condus de Angel Urs, despre care trebuie să vă spun că este grupul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, care ne-a și sprijinit cu deplasarea noastră aici la București, instituție care oferă oamenii care au plăcut cu Năsăud și să văd că pentru cei doi feciori veniți de la Sava să ne aducă această diplomă de excelență culturală. Consiliul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud acordă titlul de excelență în cultură doamnei Maria Butaciu, personalitate marcantă a culturii județului Bistrița Năsăud, care ocupă un loc de cinste în galeria celor mai ilustri interpreți de muzică populară din România. Semnează profesor Nicolae Gărățean, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Mi-a spus doamna Maria să-l și pe domnul Gărățean, sigur că da, și mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l acordă de fiecare dată, dar cred că cel mai emoționant moment acum urmează, pentru că locul de unde vine următorul însemn de prețuire este locul pentru care pentru fiecare dintre noi reprezintă centrul Universului, locul unde am venit pe lume, satul copilăriei noastre. Așadar, avem un însemn din partea sălăuanilor Mariei Butaciu, locuitorilor comunei unde s-a născut. O rog pe Alina să vină cu acel însemn. România, județul Bistrița Năsăud, Consiliul Local Salva, hotărârea numărul 9 din 26 februarie 2010, privind conferirea titlului de cetățean de onoare a Comunei Salva pentru personalități din localitatea Salva cu merite deosebite. Consiliul Local al Comunei Salva s-a întâlnit în ședință ordinară în prezența 11 consilieri. Având în vedere raportul, expunerea de motive, cererea domnului consilier județean Comuna Alexandru, în calitate de șef serviciu în cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, raportul Comisiei de Învățământ, Cultură și Sport hotărăște, se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Salva pentru aportul pe care l-a avut participanților de dezvoltarea și promovarea culturii și artei sălăuanilor următorilor. Maria Butaciu, artistă de muzică populară. Maria Peter, postmortem, artistă de muzică populară. Tiberiu Moraru, postmortem, doctor, profesor, cercetător și științific. Aceasta este diploma, ne-a transmis odată cu această diplomă, cu această hotărâre și acest însemn deosebit, prin care Maria Butaciu este de acum deschizător al listei de cetățeni de onoare, ați văzut? Lista, vreau să vă spun că până acum nu s-a acordat niciodată în Salva titlul de cetățean de onoare și lista a fost deschisă de Maria Butaciu. Merită din plin pentru toate cântecele frumoase pe
care mi-ați scos în alea de zestea sufletul țăranului român din țara Năsăudului, pentru toate bucuriile care ne-a făcut, ori de câte ori am ascultat-o interpretând cântecele noastre din Ținutul Năsăudean. Maria Butaciu, la mulți ani, din partea Sărăoanilor! Ei, dragii mei, și pentru cei care au venit aici să fim alături de dumneai, ce am putea să-i aducem doamnei Maria Butaciu acum când o sărbătorim? Florile de la Bistrița până aici s-ar fi ofilit și poate nu ar fi arătat strălucirea pe care doamna Maria Butaciu a meritat-o. Ne-am gândit noi, pentru că ne aflăm în prag de sărbători, să-i aducem un coș cu bunătăți de acolo, de pe Pământul Năsăudean, să-și aducă aminte de sărbătorile în care copilăriei dumneai de Sfintele Paști. Și iată, aici avem jinarsul nostru străbun, tot ceea ce trebuie pentru sărbătoarea de Paști. Doamna Maria, cu totul este al dumneavoastră acest coș și vă vreți cu prezentă. Este foarte greu și în numele tuturor colegilor mei care se află pe scenă, vă spunem că vă iubim, vă prețuim și sunteți pentru noi un model. Să știți că dacă îmi dădea președintele României, nu era așa prețioasă decât acesta. Ce să mai zic, mulțumesc tare frumos. Cuvintele eu n-am să vă vorbesc. Ce am să vă cânt? Sper că în seara asta să vă alin un pic sufletul cu niște cântări de ale mele, care sunt tot de acolo, de la Salva. Și dacă poate cineva, poate tu poate spui ce a însemnat Salva pe vremea lui Franz Iosef, ce a însemnat când el a ajuns la Salva și de ce unele comune poartă acele nume care le-a zis ei. Și de aici vom vedea și originea latină a României. V-ați provocat, doamna Maria, și din zona dumneavoastră, tatăl meu este din Veldru, se spune că împăratul pe care doamna l-a precizat în momentul în care a venit în acele ținuturi a exprimat în limba latină un dicton foarte cunoscut care a rămas în sufletul oamenilor până astăzi: Salva Nepos Romuli. Salva Parve Romuli Nepos. A, ceva de genul ăsta? Împărătile sunt împărțite. Salva Tupică de Fata Romei. Asta spune doamna Maria. Vă salut pe voi, vrednici nepoți ai Romei. Oricum, salva înseamnă slavă la tine, înseamnă salut, înseamnă un cuvânt care aduce înaintea minții și a inimii recunoștință și bucurie în același timp. Din acea zonă vine doamna Maria Butaciu, îi mulțumim frumos! Și suntem siguri că cea mai frumoasă exprimare adresă este, așa cum a spus, în cântec. Noi le mulțumim artiștilor care au fost într-un început aici. Le mulțumim pentru că au venit de departe și n-au venit oricum, ci cu bucurie și iată și cu daruri ritualice care prefigurează și prefațează totodată sărbătoarea Sfintelor Paști. Le dorim să rămână frumoși și tineri. Și să menționăm, Ciprian, că surprizele nu vor rămâne doar la această surpriză. Mai avem pregătite pentru dumneavoastră doamna Maria Butaciu și alte surprize, dar până atunci vă invităm să luați loc tocmai ca să vă invităm să luați loc pe noi. Aplauze pentru toți sărbătorii sărbătorii și pentru doamna Maria Butaciu, sărbătorită noastră, pe care o invităm să luăm. Doamna Maria, lăsați coșul acolo, că dacă ajungem lângă noi cine să scrie, poate încercăm pe limba, că e dezlegare astăzi, da?